Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. 11. 3, 2, 1, start! Vă doresc succes! Hai. Toată lumea pe loc? Dumitrescu sare așa ca un tigru siberian. Păi nu începe proba bine că sună alarma. Stați pe loc, stați pe loc. Stai. Am și o amuletă pe care vreau să o folosesc. Ce spune amuleta ta, Flori? Amuleta mea spune. Și mă gândeam, bă, poate vine nebunul acum, Dumitrescu. Și ia amuleta aia în care alege el tema pentru battle. Prost moment. Ai dreptul să iei orice amuletă vrei de la unul dintre ceilalți șefi și să o folosești pe loc. Wow. Se gătește cu o mână sau? Ce faci? Se îndreaptă frumos către panoul meu de amulete, normal, unde era să ducă. Că doar la mine mai găsește amulete, că în altă parte mai găsește așa niște ciulini. Ce să mă ia de pe la mine, că nu prea mai are ce. Nu pot să cred, mă. Să mă gândesc, este amuleta să face schimb de bancuri. Poți bloca câte un concurent din celelalte două echipe pe toată durata probei! Concurenții mei erau toți panicați că se va întâmpla treaba asta și vor fi blocați. Și de-aia le-am și făcut semn la un moment dat. Cal. Aia nu vă gândiți la aia. Acum să vedem pe cine blochează. Să uită la noi. Dacă le ia pe Ionuț, e groasă. N-avem nicio panică. Mă gândeam că ori eu, ori Cristi vom fi eliminați. De ce să mă blocheze pe mine? Nu vreau să fiu blocat, vreau să gătesc. Concurentul pe care îl blochez din echipa lui Cătălin este cuțitul de aur, Cristi. Fugi! Wow! Bun, și așa nu prea aveam nevoie de el. Asta așa ca o glumă între noi, ca să ne destindem, că totuși a rămas în 4 oameni. Concurenții blocați vor părăsi platoul. Fugi! Nu mai fac sponge, nu mai fac. Aveți ale acolo în bancuri dacă le fac folosiți. Fac eu perseada și piureu. Dumitrescu, din momentul ăsta poate să dea capul de primul bec în sus și jos de 50 de ori. De enervat mă mai enervez. Ai nicio treabă. Iar din echipa lui Bontea, concurentul blocat, cred că e un pic obosit, are nevoie de puțină pauză. Zic acum gata, se uită și spre mine, o să-l ia pe Ionuț. Vlăduț! Vlăduț! Bă, Vlăduț a lucrat cu el în echipă mult timp. Înseamnă că știe el ceva de ce face asta. Ionuț cu Maria nu se înțeleg atât de bine și să lucreze împreună. Și atunci îl blochez pe ăla pe care duce echipa mai departe. Vlăduț, noi te iubim. Vrem să te odihnești. Astut, șef Dumitrescu, ce-l scoate pe Vlăduț. El ne tempera mult mai mult. Acum să vedem ce o să fie. Mai ai gândit-o bine pe asta? Bun, tu faci sosul, da? Facem noi. Deci tu faci tartarul ăla. Tu faci pireu și eu sosul. Până îmi serv acelele, fac eu sosul. Faci tu sosul? Fac pireu până fierbe, fac și sosul. Bun. Nici n-am început, de fapt, proba să mergem în cămară, că deja Maria a zis că ea făcea tot. Ea trebuia să facă pireu, dar zicea că între timp putea să facă și sosul. Faptă, băieții, forță! Câștigăm azi! Știa cu siguranță că eu nu-ți va conduce echipa în seara asta și bănuiesc că are cam aceeași părere despre Ionuț pe care o am și eu, că poate este un pic prea devreme pentru el să conducă o echipă și nu știu dacă are capacitățile necesare să facă lucrul acesta. Bă, Ionuț, tu...